Eneba este locul unde găsiți jocuri bombă la prețuri și mai bombă. Intrați și voi chiar acum pe linkurile din descriere. Păi, fraților, deci oficial am dat drumul la cel de-al treilea canal, prietenii mei. Se numește ZZBlocks, aveți linkurile în descriere și nu uitați să băgați și un subscribe cu clopoțel, bineînțeles, pentru și mai mult content de calitate. În momentul în care voi vedeți acest intro, deja au apărut primele clipuri, așa că ZZBlocks, băieți, băgați blană. Deci, recapitulare, canal principal ZZ Andrei Prieten, două clipuri în fiecare zi, plus live stream de la ora 8 seara, canal secundar ZZ Boșorogus, 3 clipuri în fiecare zi și canalul cel de-al treilea ZZBlocks, un canal special unde o să postăm Roblox, prietenii mei, fel și fel de minigame-uri cu brigada, clip în fiecare zi, da subscribe și haide să trecem la episod. Bună dimineața, fraților, și bine vom regăsi, oameni buni, la un nou episod din seara noastră minunată de Among Us. Scuzați-l pe Geas Cosmin, prieteni, pentru că săracul a uitat să-și ia doza de seară, dar acum o să ne jucăm iarăși pe Polus, doi impostori. Bă, doi impostori, da, bun, i-am dat start, Cosmine. Vezi că vine unicornul ăsta după tine. Omorâți, mă aleargă unicornul, băi. Ok. Și-a dat cu cap, M-am dat pe mute, băieți, pentru că deja s-a început cu babuineala. Am zis doza de seară pentru că noi când filmăm este 1 dimineața, băieții mei. Sau 1 noaptea, de fapt sună mai bine 1 noaptea. Este 1 noaptea și da, Cosmin chiar a uitat să-și ia doza de seară. De aceea văd că are niște mici problemuțe. No panic, boys. Ok. Băi, înainte de toate, nu uitați să dați și voi acolo cât mai multe like-uri, prieteni, dacă, bineînțeles, vreți să postați și mai multe videoclipuri de acest gen. De ce vine voi de după mine? What? What? Te rog, nu mă omoră acum. Bă, Voider? Opa. Opa, Voider a plecat. De ce a plecat? Că e lumina stinsă. De ce nu s-a dus să facă lumina Voider? Hopa! A trecut și roșu pe aici? Oh shit! A murit un Ricardo! Vai, ce bine îmi pare, doamne! Am crezut că... Salut, băieți! Cine a ieșit din laborator? E mort în fața laboratorului, chiar la cameră. Băieți, Andrew Tate va rezolva totul. Cosmine! Ești puțin sus! Băieți, nu vreau să fiu rău, dar... Sunt sus? Da. Tăceți puțin, iubiți! Asta, iubita mea, Ale, ce faci? Hai că am ieșit din wow. Îmi făceam curile. Da? Ce-am făceai? Da. Te-am văzut. Dar erai cam în laborator. Ce făceai? Ce făceai? Zău? Bine. Băieți, râde. Bine. Am votat, gata. Băieți, vreau să întreb pe Andrei ceva, băieți. Vreau să întreb. Ia, întreabă-mă. De ce mă faci sus? Pentru că scurge sânge din ochi. Nu cred Chris că Kindit va rezolva toată okay, problema, băieți, votați Ale și după aia faceți lumină. Am venit Ale peste mine și m-a strâns de gât. Da? Sunt doi impostori sau trei? Aia, votăm și noi doi impostori, pentru că nu suntem nici niște persoane. Eu cu Voider suntem inocenți că... Eu cred că este Andrei, fără... Nu, Andrei era nu doi, eu cu Voider era nu. Te pup, easy! Turindo, Davide, hai, net, băieți, net. Deci, prieteni, ce ziceam? Băi, hai să strângem și noi acolo cât mai multe like-uri, tovarășii mei, pentru cele mai blanaos clipuri de Among Us. Zăză Andrei nebunul cu clipurile zilnice de Among Us. Așa ca de dimineață, băieți, adică mănânci și tu o cereală, mai bei un ceiuleț, ceva și tu ești la un Among Us corect, nu mi se pare fair. Adică, for el. Bun. Hai să de laborator și specimen room. Da, totuși am ajuns. Ia, stai mă, să facem noi ceva. Facem o analiză. Dar de fapt nu stai să deschidem ușile astea. Mai am puține task-uri, oricum. N-am murit nimeni încă. Atunci hai să terminăm și noi task-urile astea, zic. Să vedem fiecare cam pe unde este și unde se plasează. Oh, Cosmine, de ce doar stai aici, tovarășe? Cam Bă, dar ce făcea Cosmin de stătea așa pe loc? What? Cosmine? Hydra cu cineva care s-a transformat în Mădălina, nu? Oh, da, chiar asta s-a întâmplat. Cine cu cine era în momentul acesta? Cine cu cine era? Cu Voider. Tu cu Voider? Tu cu Voider? Eram cu FKL în jos de tot, în specimen. Crezi că asta nu mai cu Voider. Eu am văzut o Mădălina. Deci unul dintre cei patru, unii dintre cei patru mint, pentru că s-a făcut double kill în laborator. Deci Hydra a zis că a stat cu FKL, deci Hydra cu FKL, bro.
Taci puțin. Ok, eu am văzut-o pe mădălile cum a intrat în laborator. Da, 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 nu e adevărat, am fost la comunicații, după aia i-am văzut jos pe Crischi și voi, deci m-am dus în stânga. E ușor, fii atent, e ușor, că e toate dracu pe Kael. Haide să vedem ideea, băiți. Eu am văzut-o pe mădăline, ești prost? Crischi Hidrau acuzau pe mădăline, eu cu Voidera. M-am dus în stânga. Da, 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 aprob, aprob. Hai, votați pe Kael și după aia Hidrau. Votați pe Kael primară și după aia Lumina, și după aia Lumina. Sunteți aici, da, da. După aia Hidra. Păi și eu cred la fel, pentru că ați acosat-o pe Mădărina. Fără și un prudin. N-are cum. Hai, fișa mă și pe tine pe Kael, că dai target. Hai. Ce dezamăgit era Hidra. Suntem niște prunti. Și îi curgea o lacrimă pe aici. Doamne, mulțumesc, Doamne, că i-au prins, că nu... Deci nu era posibil să câștige Hidra cu Fekel. Deci nu. Efectiv era capătul lumii, ești nebun. Era... Se termina pământul, băieți, gata, lumea, viața, totul se termina dacă câștigau ăștia doi. Dar e bine că acum a rămas doar Hidra. Hidra care a fost profund dezamăgit și care, ia să vedem. Hai, deci GG Hidra. Omoară-te, mă. Deci ești acuzat-o doar pe... Coie, doar deci, pe ea ți-a acuzat-o. Hidra e dezamăgit, bă. De ce ești dezamăgit, Hidra? Că ești gunoi, gherbici. Nu sunt gunoi, da. Ești gunoi. Ești un prost. Ok, Voider să fie scos, băieți. Voider, acum o să fie puțin sus, bun, cred. Oh, yeah. Crischi e tăi, t-a rezolvat problema, băieți. Ai, măcar ați murit, ați murit. Băi, ești ultimul prostan, bă. O, trei impostori, băieții mei. Trei impostori, băieți, ok, i-am dat start, hai. Tate Andrew. E, acum o să fie mai greu pentru noi, băieți, pentru că cu trei impostori este mult mai complicat. Gata, frate, stai cu mine, frate. Băi, Tristan, stai cu mine. Hai, net. Nu înțeleg ce-s cu glumele astea pe ei. Kick Tate, Tristan Tate. Foarte funny, da. Am râs. Bun. Ne vedem și noi de treabă, prietenii mei. Ba, acum trei impostori. Văleleu. Ar fi interesant să mă dea și pe mine impostor, zic, adică, Tormento, salut. Adică, ar fi mai light, nu? Da, mă, uite că începem benzina din dreapta. În clipul atât, știți că am zis eu că anti-drop, sau nu mai țin minte exact cine. Terminase benzina în stânga și după s-a dus și eu am crezut că începe cu stânga și după dreapta, dar nope. Dreapta înainte. Ok, mergem și aici în stânga. Ar trebui să mergem la cameră, sigur s-au făcut niște kill-uri. Ascultați la fratele vostru că... s-o se facă acum? Bun. Kiko Crischi, vai ce încredere n-am în ăștia. Cosmin cu Polis, Doamne! Bun. Ok. Deci vreau deci, să zic că... Tormento Sole, deci, Tormento deci. Sole, Tormento Sole. Nu, 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 nu. Am fost la... Eu eram calea în electric. Mă lăsați să vorbesc? Andrei a murit acum, zi. Bun. Bulix, unde erai? Acum la card, am făcut cardul ăla al doilea. L-a văzut careva? Eram singur, cred. Bă, eu l-am văzut când s-a dus în jos. Care card l-ai făcut? Ăla din dreapta. Eu l-am văzut când s-a dus în jos, dar mai mult nu. Deci, ca idee, un Mr. Rubix l-am urât pe Andrei Pix în fața mea. Unde? Pe culoarul de-ai... dintre EO2 și electric. Nu eram acolo. Bă, Kik, poate Cosmin? Să fie și exact acolo s-a făcut kill-ul. Deci fii atent, Cosmin, dacă zic că te votăm acum pe tine, o să facă Zandrei, gen, știi? O să tacă și o să facă la webcam post de Black, știi? Da, prostea. Băi, eu n-am făcut nici cum. Skip. Dacă nu ziceam adevărul, mai ziceam. Deci nu știu cine m-a omorât, un Pulix. Clar, dar nu știu că era el, dar sunt foarte mad, băieți, sunt foarte mad, a fost scos creierul operațiunii, la naibă! Cosmin cu Vlad v-a omorât, mă? Da. Nu știu, Vlad s-a transformat în cineva acum, dar nu știu. Nu, Vlad. Deci, băieți, bă, pe mine m-a omorât un Pulix, Cosmin era cu el, deci clar e un Cosmin, și ori Pulix, ori Vlad, eu zic că e... Pulix? Nu, e Vlad, Cosmin, mă, e Cosmin, Vlad. E Cosmin, cu Hidra. Deci, voi realizați că ăștia doi o să câștige pentru că cei care au rămas... Bă, cei care au rămas în viață, realizați că nu au destulă materie cinușie încât să câștige Elena, nu? Voider sau Cosmin? Haide, mă. Bă, cine a intrat cu noi, mă? Prieteni, sunt foarte curios ce se întâmplă Elena asta, era sincer. Voider să vedem, și Hidra. Să vedem cum gândesc, băi, sincer. Am murit frații, bă. Am murit frații, Tate.
Frații era tăi. Ultima oară l-am văzut cu Hydra, intrase în laborator și nu mai știu cine. N-am intrat. Ok, Vlad, n-a intrat în laborator? Am intrat. Da, eram lângă Torment acum. La început așa a fost, s-au dus în laborator toți. Mai era cineva cu nu, la început, acum am ajuns în laborator. Bun, mai cine era? Da, acum câteva secunde a intrat în laborator, m-am uitat pe cameră. Eu eram în laborator și l-am văzut pe Hydra. Pe Chino unde? Eu, Madalina și Cosmin. Eram la camere. Da. Eram în office, cine a fost pe camere? Eu l-am văzut pe FKE. Poate nu e Cosmin cu Hydra. Nu știu, hai să vedem. Eu care cu care mai e? Ale era parcă voi de unde erai? Noi. Eu? Ale cu... Hai zi, voi. Ale cu Tormento. Lasă-mă să zic proiectea asta cu aia. Așa. Bun, deci. Bă, deci eu n-am niciun argument pentru care să-mi stau. Bun, hai, e vede. Ok, l-am văzut. Pentru care să-i sunt cu pula mea. Am făcut singur toată arta, am pizza mătii. Bă, vorbește mă frumos să ieși votat aia afară. Acum ești cu... Morții nu vorbesc. Ești cu fantomele acum. Acum vorbești cu noi, voi trec cu fantomele. Poate să fie tormentoale sau... Mute toată lumea, mute. Sau nu chiar. Mute, bă. Voidere, tu erai mă? Tu erai Voidere? Eu eram Voidere. Deci Voidere, tu erai mă? Bă, da, Voidere era. Cu cine ești? Nu se zice. Cu Hydra. E cu Hydra, mă. Stai în curul lui Hydra și spamează. Eu chiar crezi că e Just Cosmin, deci e Voidere cu Hydra? Da, stai mamă, în curul. Bă, eu sunt Guardian Angel, unde e Hydra? Hydra e în reactor, în electric, pardon. Ah, și-a spamat report acolo, crezi că... Da, și eu la fel. De ce nu s-o da, m-au făcut instant kill, da. Autoclicker. Stai așa, un pic. I-am dat protect lui Hydra cu aia, am vrut să-i dau plus, i-am dat lui Hydra protect, doamne ce fail. Oricum vă dați seama că nu mai câștigă Hydra, nu? Ce fac? Nu mai zic de ale cât creier de nu care de... Cred că el cu Just Cosmin. Băieți, știu cine este. Cine este? Fiți atenți aici. Bulix a făcut lumina, ca idee, Bulix a făcut lumina și un Vlad Hydra a sărit în vent și Vlad Hydra a fost la lumini, no, 100% nu era, 100% nu era transformat pentru că a stat o grămadă. Și s-a uitat la camere, m-a verificat pe mine și pe Kael să vadă dacă suntem acolo și a crezut că suntem în camere și eram jos de tot, eram la weapons. Cine era cu tine? Nimeni, eram la weapons. Da, nicio problemă, ești votat next, că ești 7. Zandrei a râs! Da, l-a văzut cineva la weapons cu Hydra? Bă, l-a transformat, eram la weapons. Fiți atenți că facem, dați skip. Am 15 asteroizi. Bă, taci dracu mă, că știu că ești tu, dar dați skip. Dați skip ca să fim siguri. Zandrei, zâmbește acum la weapons dacă e Vlad Hydra. Pe Kael, am râs, băieți. Oricum, arena asta s-a terminat, băieți, că deja l-au prins băieții pe Hydra, dar au mai vrut ei să mai tragă un pic de arena, așa că revenim cu cea de-a treia arenă, cred? Let's go! Prieteni, știți că de fapt este Hydra cu FKL? What? Toți ăștia spuneau că e Voidere, Voidere a zis, nu se zice. Hydra cu FKL, cu aia. E Oale, nu, e Hydra. Tormentul te-am văzut pe camere, te-ai dus. Schimbare de situație, băieți, bă, deci m-a distrus arena asta. Am rege pe filmarea ca să vedem cine sunt adevărați impostori, că nu mai înțeleg nimic, jur. Amedu. Auziți, dai skip și aia la Med. Proști de rău, doar Hai la med. Coi, dar trebuiau să-și dea seama direct când a zis pe că el dat skip cu aia, că sunt 5 în viață și 2 impostori, gen, holy. Uite, Voidere era, mă. Am zis că e Vlad Hydra, deci eu când v-am zis că e Hydra. Ale nu l-a votat, Ale nu l-a votat. Mai sunt 2 impostori, dacă fac un kill o termina meciul. Bă, n-a fost vina Madalinei. M-am dat pe mute că sunt prea proști și prea babuine, ăștia nu mai suport. Bă, iarăși uitați-mi că sunt 3 impostori, mă, să mă bată mama. Iar bine, bă. Cu kick și tormentă bună, asta să fie oare arena noastră, băieți? Bă,
Babuini, babuini, babu, babu, babu. Babu, babuini, babu, 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 babuini. Aia e, mă, băieți, mă. Hai să facem și noi un kill, așa, fast go. A murit Dark. Fiecare unde era? Păi, hai să zic acum. Singur. Stai așa. Deci, eu eram... Eu Cosmin, Upix și Chris că eram în laborator. Eram cu prietenii mei. Sunt scientist, vă zic de pe acum că sunt scientist. Sunt inginer. Păi, am ăla, ai gradele de... Sunt scientist, deci... Vlad Hidra inginer. Deci, eu eram aici cu kill-ul intricte. Este, kill-ul este la lumini. Tovarășii mei și eu am venit de la O2 și era cadavru acolo. Drum. Cine era în zona? Cineva? Nu o să zică nimeni, îți dai seama, da? Păi, ideea e că am văzut pe cineva în zonă, da. Cine era laborator, deci? Eu, Jasmin, Crischie, Upic și mai era încă unul. Eu, eram la grade. La grade? Ok, și cine a mai rămas? Voider, eu eram lângă Ale, Voider, noi. Sunt inginer. Ok. Bă, da, skip, oricum, oricum a murit cineva neimportant, dar... Eu zic că e Andrei, eu zic că e Andrei, bă. E prea prost să stai. Unde era Hydra? Inginerule, unde erai? Zandrei. Și dacă era la mână Dark Inginer? Zandrei nu mai face kill-uri. Un prost, okay. Mă tovotează, trist. Ok, băieți, o să stau numai lipit de Vlad Hydra. Băieți, numai lipit de Vlad Hydra o să stau, hai. Stau lipit de Vlad. Eu cred că e Andrei, coaie, deci unii sunt prea proști, bă. Bă, deci unii sunt prea proști, jur. Bă, fac și eu un kill, eu cred că e Andrei. Cu aia putea să fie absolut oricine. Eu cred că e Andrei. E Andrei? E Andrei? Hai, da, stimabile, hai, vină cu aici. De ce ai dat report? Nu e eu n-am dat report! Mă, tormentă-i țară, băieți! Tormentă-i tormentă! Nu zut eu! E tormentă! Cai! Doamne, cu... Doamne! Deci, e... Mi s-a bugat! E tormento, bă! Bă! Deci, fiți atenți! Eram... Bă! Mi s-a bugat cu aia, că n-am apăsat pe nimic! Era transformat și eu dat report! Daaa! Băi, n-am apăsat pe nimic! Te bufă! Vedeți că, bă, ăsta a vrut să mă omoare, băiți, a vrut să mă omoare. Bă, să moară ăla, bă, mi-a luat target, mi-a luat target, știți? Dacă mori Andrei, dacă mori Andrei. Eu stau lipit de, torment, de voidă. Ai apăsat pe râbă, torment. Hydra, morți, mă, timiut. Văleleu, bă, ci că dacă mori Andrei. Dacă l-o mor acum pe Hydra, tot rămâne o să-și aduc aminte. Bă, da, tormento, prost rău de tot, bă, rău. A făcut kill și a dat report, coai. Doamne, ce prostală. Doamne, cu cine mă joc? Pic și eu impostor, băieți, uitați cu cine pic. Omul transformat de report. Hydra, come here fast bro, I have to do some tasks. Bine, mai bine zis fake tasks, you know. Am murit de îndrutit, băieți. Crischie, vreau să vă zic că e mor de un minut, în special. E mor de ceva timp, Crischie, da. Da. Vezi că eu cu tovarășul tău, Hydra Inginerul, ne-am uitat pe Vitale și era mor de cel puțin 10 secunde. Trebuie să-mi dau med bay-ul, eu, băieți. Eu cred că e self, sincer. Bă, Zandrei,
Ești prost? Da. Ești prost sau te prefaci, Idra? Mă enervezi și cred că te votezi. Ești prea prost, bă. Ești prost grămadă, mă. Hai, skip. Coie, voi ascultați ce proști sunt, domnule. Bă, dar am o întrebare, bă. Mai e unul, bă, mai e unul. Am o întrebare, dar de ce în prima arenă și de ce în toate celelalte arene se făceau câte un kill și câte două și nu trei, Coie? Că sunt trei imposturi. De ce nu se fac trei kill-uri? Bine, mă. Bă, bă, liniște. Hydra nu e inginer, Coie. Hydra nu e inginer, votați Hydra. Ba da, Marunca nu s-a făcut niciun kill. Hydra de ce nu s-au făcut 3 kill-uri? De ce? Zi! Ești impostor. L-a votat pe Hydra, nu te înrasa. Aveți grijă de la Ale venise din office. E prea prost omul ăsta, bă. Nu poți face shit ascult niște că vine prost. Finalul meciului. Hai că vedem la finalul meciului. Nu vi se pare puțin de dubios, băieți, că omul chiar e atât de prost încât de fiecare dată mă acuză? Și de ce e frustrant, Coie? Gen, efectiv, nu fac nimic și el zice, de ce îți face câte un kill? Mă întreb pe mine, Coie, vrei să știu să... Vai. Ok, o să fie foarte interesant, prietenii mei. Deci îl tai pe Hydra direct. Direct l-am tăiat pe Hydra, ești nebun, nu stau pe gânduri. Trebuie să-l tăiem pe Hydra după să dăm lumina sau ceva. Cred că Kix uită pe camere, nu știu sigur. Uite și Madalina. Vai, dar de ce vin ăștia după mine? Mă, ce să facă vin tot după mine cu aia proști. Uite cu aia, voi dă-l cu Madalina, vin după mine. E ușor, băi, e ușor. Ia-le, e ușor. Ia-le cu Zandrei, cred. Nu, da. Nu, era cu mine. E Kick. Nu, ascultă-mă, ia-le. Ale sau Kick, Ale sau Kick. Sau ale. Bă, liniște! Liniște! Bă, e lumina dată? Liniște toată lumea, e lumina dată? Da, știu ce. Bă, vedeți copii. Bine, hai, votați Ale, după dați butonul. Și-l votăm și pe Kick, easy. Cum adică cred că da? Votați Ale, după Kick, faceți repede lumina. Eu făceam task-urile, frate. Aie, bă. Ok. Dacă era cineva transformat, ești... Zandrei, sunteți pe brigadă la analiza arenei. Bine, hai, mute toată lumea. Mă duc și dau de lumină cu aia, o să dau de lumină ca la datul. Bune! Efectiv, uitați-vă ce am zis și nu înțelegeți de ce-ți pierdut arena. Bă, liniște! Bă, Voider! Tu erai acum... Cum te simțeai știind că-ți dădeam în jos de toate alea, Voider? Bă, deci Voider cred că era spărat. Ridica... Zandrei? Bă, am zis că e Andrei. Da, mă, fraților, băi, deci cam ăsta a fost episodul, prietenii mei. Sper că v-a plăcut, nu uitați să dați acolo cât mai multe like-uri și noi ne revedem data viitoare. V-am pupat, bye bye, pa!